Republica Moldova a devenit un prizonier al unui mesaj geopolitic, conjunctural, oportunist și Parlamentul Republicii Moldova s-a transformat într-o gâlceavă între niște grupări politico-oligarhice de fenomenul când Mișel de șizofrenie îl face prost pe alt deputat, Novac, iar cei din socialiști îl numesc Iuda, ori Luda. Mesajul este foarte caracteristic pentru toată clasa politică din Republica Moldova. Fără a-și da seama acești aleși ai poporului cu ghilimelele de rigoare, care sunt vulnerabilitățile și riscurile de țară. De altfel, dacă vorbim despre vulnerabilitățile și riscurile de țară, ar trebui să-și dea seama că nu poate la nesfârșit Republica Moldova fi prizoniera unui mesaj între stataliștii falși și uniuniștii presupuși.